suntem gata. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a fi împreună și astăzi, având în vedere că dumneavoastră presa din Buzău sunteți niște oameni activi. Îmi place că marea majoritate dintre dumneavoastră sunteți oameni care analizați și informați publicul cu știrile de cea mai bună calitate, fără a le da interpretări care să capete anumite tente. Pentru dumneavoastră, dragii mei, cei care m-ați votat și cei care nu m-ați votat, având în vedere că eu sunt deputat de Buzău, vă voi spune că în zilele care au trecut până să ne vedem astăzi din nou, au fost evenimente la care am fost prezent și am să vi le spun pe fiecare în ordinea în care ele s-au desfășurat. Cu ocazia zilei de 1 decembrie, m-am deplasat la Alba Iulia și în ziua de Sfântul Andrei am participat la comemorarea celor care, prin jertfă, și atenție, când discutăm de jertfă nu înseamnă moarte, fiindcă noi am comemorat pe cei care în 1918 și imediat după aceasta și-au jertfit familii, și-au jertfit averi pentru ca România să devină mare în 1920 prin tratatul semnat la Trianon și care reprezintă granițele de drept ale acestei țări. A doua zi, pe 1 decembrie, sărbătoarea națională la Alba Iulia a fost una deosebită. Românii, ca în fiecare an, acolo s-au comportat demn, mândri de ceea ce au realizat însă cei dinaintea noastră. Fiindcă, dragii mei, trăim vremuri la care, mai ziceam cândva, dacă îmi spunea cineva acum 32 de ani că România va ajunge în acest punct, nu știu ce-i făceam. Cu această ocazie am avut deosebita plăcere să mă întâlnesc cu noii mei colegi din ALDE, cu cei din organizațiile din Sibiu, din județul Alba și din Cluj. Pe data de 2 de la Cluj-Napoca am plecat către Spania, unde o puternică populație, sau mai bine zis, o puternică comunitate de români care locuiesc în afara granițelor, își desfășoară activitatea și, așa cum mulți alții în toată Europa, fac beneficiu țărilor în care muncesc, și aceștia, la rândul lor, în Spania, s-au bucurat de prezența noastră, fiindcă acolo am fost mai mulți parlamentari și am fost onorat să fac parte din această delegație și să reprezint partidul din care fac parte, să le transmit tuturor ceea ce noi gândim despre România și, din păcate, le transmit lor că îmi pare rău că am avut dreptate. Dar până să ajungem la acest lucru, dați-mi voie să vă spun că ei sunt cei care sunt foarte interesați de ce se întâmplă acasă. Ei sunt cei care, acum de sărbători, aduc bani acasă și urmăriți, vă rog, cursul, ce se întâmplă de sărbători cu cursul valutar în România. Deci ei plătesc în două părți, acolo unde muncesc și acolo unde le-a rămas sufletul, adică în România. Îi salut pe toți pe această cale, îi asigur de prietenia mea și să știți că ne vom mai vedea. Ne vom mai vedea fiindcă dumneavoastră mi-ați transmis niște doleanțe. Eu le-am transmis colegilor mei și celor interesați și vă asigur că vom găsi soluția ca România să iasă din acest marasm. Cu o singură condiție. Dacă nu ieșiți toți la vot să-i încurcați, nu vom rezolva această problemă.
Nu politicienii rezolvă problema. Problema unei țări se rezolvă de poporul care locuiește în arealul respectiv. Ori dacă poporul nu este unit, nu vom putea avea politică serioasă în România. Și să nu uitați, dragii mei, clasa politică este oglinda poporului. Voi ne-ați trimis în Parlament. Fiți foarte atenți. Deci sunteți singurii care trebuie să ne cere socoteală. Nu alții din afara granițelor noastre. În Parlamentul României trebuia să susțin o declarație politică pe care vă prezint astăzi și așa cum bine știți în acest an, în ciclul Redeșteptarea Poporului Român, declarația mea politică vizează necesitatea rescrierii unui statut unitar al pensiilor militarilor. Nu-i destul că războiul ne-a prins fără un sistem legislativ actualizat cu aplicare în domeniul militar, dar ca și când asta nu ar fi fost de ajuns, nu avem nici soluții care să prevadă în mod evident eliminarea inechităților în rândul militarilor, inechități care nu trebuie să însemne tăierea pensiilor militare, ci aducerea celor mici la același nivel pe funcții și grade, urmând ca pensia să reflecte categoria de personal, gradul și funcția deținută, nivelul studiilor și poziția în ierarhia militară. În ianuarie 2022 s-au tăiat pensiile militare în valoare de peste 4.000 de lei cu 7,4%. Iar astăzi ne confruntăm cu prețul pe care îl plătesc foștii militari cu pensii mici. Spiritul de corp, solidaritatea și redobândirea demnității militarilor au nevoie de mai mult. Au nevoie de echitate. Și când spunem aceasta, avem în vedere că guvernul nu aplică indexarea diferențiată sistemului public, dar o aplică sistemului militar. Sistem ai căror membri, pensionari militari, în rezervă și în retragere, sunt ierarhizat în primul rând după gradele militare deținute, ce determină ierarhia cuantumului pensiilor militare care n-au fost indexate în ultimii 3 ani. Pensiile din sistemul public au avut parte anual de măriri și indexări. În schimb, cele militare au fost reduse prin neaplicarea indexării. Ordonanța privind măsurile fiscal-bugetare pentru anul 2023 prevede că pensiile militarilor vor crește de la începutul anului viitor, însă diferențiat. Ori, înghețarea pensiilor militare la nivelul deschiderii dreptului de pensie militară, fără ca și cuantumul pensiilor militare de stat să se actualizeze ori de câte ori se majorează solda de grad sau salariul gradat gradului profesional și sau solda de funcție sau salariu de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special, adică o mare greșeală care necesită rescrierea unui statut unitar al pensiilor militarilor cu prevederi clare de la soldat la general. Așa cum dispune articolul 4 din legea 223 din 2015, citez, sistemul pensiilor militare de stat acoperă riscurile activității specifice sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, interzicerea sau restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți din Constituția României, am încheiat citatul. Prin urmare, militarii pensionari, eroii armatei noastre căzuți la datorie, militarii răniți în misiunile executate în teatrele de operații ori în țară și familiile acestora, trebuie să beneficieze de drepturile ce li se cuvin în mod echitabil și fără a fi omiși de la indexările ce li se cuvin în mod legal. Aceasta este declarația mea politică pe care azi în fața dumneavoastră o prezint. Dragii mei, legat de acest lucru, vreau să vă spun o singură problemă ca să vă dați seama care este nivelul
soldatului care este nivelul militarului român. Pentru militarul român, noi acordăm pe zi 34 de lei pentru hrană. Pentru militarul din NATO, echivalentul este de 525 de lei. Vă dați seama cam care este nivelul de considerațiune pe care România o are față de militarii săi, care în orice moment, prin jurământ, pot să-și piardă chiar și viața? Lucrurile sunt destul de grave. Nu numai la nivelul militarilor, la nivelul tuturor categoriilor sociale. Și atâta timp cât în această țară va fi încurajată nemunca, să nu vă așteptați să o ducem bine cândva. Noi va trebui să reașezăm țara în limitele care să ne permită să progresăm, să ne putem educa copiii în așa fel încât munca să reprezinte elementul central într-o familie de oameni normali. Având în vedere că urmează sărbătorile de iarnă, dați-mi voie ca tuturor să vă urez toate cele bune, să dea Dumnezeu să aveți ce pune pe masă și ziceam în urmă cu câtva timp să respectați tradițiile, să vă vedeți copiii acasă, să fie familia reunită și anul care vine să ne prindă în condiții în care România să înceapă să redevină demnă, dar ea nu poate fi așa dacă poporul nu se trezește. Dumnezeu să vă aibă în pace, la mulți ani și oricând voi fi alături de dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți. Da, mai mergeți în Austria? Stimată doamnă, întrebarea dumneavoastră se încadrează într-un cuvânt pe care nu vă fac un secret că ieri, după votul care s-a dat în Comisia Parlamentului European, s-a convocat de urgență biroul politic executiv al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, unde cu toții am simțit o mare amărăciune. Cuvântul care mie mi-a venit în minte atunci a fost obidă. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru, și anume acela că nu numai Austria. Deci noi discutăm de două țări. Și prima care a început și a fost cea mai acidă a fost Olanda, și dovadă că ieri a votat la fel ca și țara de care dumneavoastră pomeneați. Dar cuvântul ăsta care mi-a venit în minte și care este obidă, oare cele două țări în lexicul lor vor avea acest cuvânt? Fiindcă obida însumează foarte multe nuanțe, foarte multe sintagme, asuprire, jignire, insultă, nedreptate, strâmbătate și umilire. Deci toate astea le-am simțit ieri. Și atunci am ajuns la următoarea concluzie. La nivelul ALDE, fiind o echipă de oameni cerebrali, noi nu putem să avem o reacție politică imediată. Va urma un comunicat de presă al partidului. Aseară, spre exemplu, domnul Varujan a avut o intervenție publică la B1 TV, dar dumnealui și-a exprimat o părere ca orice român care, supărat fiind, a găsit modalitatea de a se exprima în fața publicului.
De ce va trebui să facem un comunicat asumat al partidului? Fiindcă noi trebuie să răspundem la niște întrebări. Și aceste întrebări vizează atât planul intern, cât și cel extern. Să vedem cine se face vinovat. Eu nu discut de indivizi. Noi trebuie să discutăm problema din punct de vedere al construcției statale a României, fiindcă se pare că nu mai avem diplomație, se pare că nu avem oameni care să fie în stare să fie reprezentanții țării în construcția unui element prin care să putem ajunge la obiectivul de țară. Fiindcă nu se poate ca o țară care este în NATO, care este în Uniunea Europeană, să fie tratată așa. Spre exemplu, eu mă gândesc la următorul lucru. Ne găsim în plin război. Dumneavoastră știți, spre exemplu, că Austria nu este țară membră NATO? Vine întrebarea. Cine o apără pe ea? Sau ce contribuție are ea? Vă mai spun și o altă treabă. Nu România a fost învinsă. Europa a fost învinsă. Fiindcă dacă nu s-a găsit o cale diplomatică, dacă nu s-a găsit o soluție politică la nivelul european, fiindcă cei care au votat ieri, discutăm de cele două țări, fac parte și din partide politice europene, să ne uităm ce fel de partide din România sunt în organizațiile respective, să vedem dacă a fost un efort conjugat. Efortul conjugat ce înseamnă? În momentul când pleci la drum, se fac echipele. Ori la noi pactul de neagresiune s-a făcut cam târziu. Nu-mi faci tu mie liniște și toată lumea este de acord în ultimele două săptămâni. Iar din limbile care se vorbesc pe teritoriul țărilor respective, mi se pare că germana este preponderentă în anumite locuri. Eu nu știu să vă exprim în germană la nivelul la care întâiul stătător al țării o face. Întrebarea este, a fost acolo? Acum va intra în luptă, fiindcă altă variantă nu mai are, în timpul cel mai scurt. Dar toate acestea, pentru mine, reprezintă cuvântul de care v-am vorbit și cu care am început. Obidă. Acest termen l-au folosit românii ardeleni și mai precis moții când era Horea, Cloșca și Crișan. Popor român, adu-ți aminte de cuvântul ăsta. Trezește-te că altă variantă nu mai avem. Vă mulțumesc dacă mai aveți întrebări.